O trecut 1 decembrie, o trecut vorbele pompoase despre român și românitate. Noi aici la țară ne vedem în continuare de treabă. Treaba noastră pe perioada de iarnă este vizite cât mai dese la animale, să ne asigurăm că au tot ce le trebuie. Astăzi fiind o vreme relativ călduță pentru luna decembrie, am hotărât să scot caprele la păscut și o să vă duc cu mine. În anii trecuți umblam mai des cu ele. Când nu era zăpadă, puteam umbla aproape în fiecare zi cu caprele, dar anul ăsta am fost mult mai ocupat și le-am cam neglijat. Așa că mi-dor să văd caprele la plimbare, să stau sprijinit în botă și să fac planuri pentru anul ce vine. Ce-ai tu? Fetele! Tu, Măriuca, ce faci? Măriuca! Și Anuca? Ce faci, Anuca? Anuca, ce faci? Ești bine? Supărată, fetița. De. Ce-ai tu? De. De. După cum să vedeți cu gâtul gol, că sunt vreo 8 grade astăzi, cât să fie. Haide. Up. Anul acesta am avut ocazia să primim în vizită un medic veterinar care avea și un ecograf. L-am rugat să verifice dacă caprele noastre sunt gestante și am fost bucuroși să aflăm că toate caprele noastre sunt gestante de data aceasta. Hai, bă! În fiecare an, pentru noi era o emoție deosebită, așteptarea să vedem care capre sunt gestante, deși în fiecare an cam toate fătau, cu excepția anului trecut, când am avut 2 ratări. Dar bucuria cea mare a fost să ni se confirme medical că și de data aceasta sunt toate gestante. În anii trecuți, așteptam cu nerăbdare primăvara să vedem care capre fată, ce fată și așa mai departe, pentru că unele dintre capre sunt mai corpolente atunci când sunt gestante, altele nu prea. Am închis ușa. Și o să le las un pic la păscut pe dumnealor, nu foarte mult, până mă duc să le mai fac eu un pic de ordine în adăpost. Trebuie să mă duc să curăț și la porci un pic. Și ele o să se plimbe un pic, o să mai ciugulească câte un pic de iarbă. Și atunci stăteam tot timpul cu emoție, oare asta e gestantă, oare asta o fi gestantă, oare cum a fi. Hai. Așa că de data asta suntem mai liniștiți și așteptăm perioada fătărilor colo până ianuarie. Deci sunteți...
Ia-i acolo. Ia-i acolo. Ia-i acolo, Silvi. Ia-i acolo. Pentru noi, fătarea în sine la capre nu mai este o emoție. Deși chiar prima capră ce am adus-o în gospodărie ne-a decedat datorită unui prolaps vaginal. Ia-i acolo. Aia a fost singura problemă la fătare pe care noi am întâmpinat-o de când creștem capre. O să profit de această ocazie să distrug câteva mituri și povești care circulă pe internet. În primul rând, capra are nevoie să aibă sare, de preferat sare cu minerale, la dispoziție întregul an. Nu se ia sarea de la capre în gestație. Apoi, evident că mâncarea trebuie să fie mai de calitate la o capră gestantă. Capra trebuie să aibă condiții. Dacă se poate să nu fie bruscată de celelalte capre, asta înseamnă să nu aduci o capră gestantă într-un efectiv de capre pe care nu le cunoaște. Pentru că s-ar putea să primească bătaie sau să dea bătaie. E de preferat caprele gestante să fie toate să se cunoască unele cu altele. Dacă aduceți o capră străină în efectivul vostru, e imperativ să o separați într-o boxă pentru a nu pierde iezii. Apoi, dacă în ferestrele iernii aveți ocazia să ieșiți cu caprele la păscut, e important să aveți un pic de grijă. Dacă se poate să le duceți în locuri sau să le potoliți un pic, ca ele să nu sară, e riscul să avorteze și dacă sunt foarte agitate, foarte bucuroase, foarte sărite când gestația e mai avansată. De asemenea, ar fi bine să evitați să scoateți caprele afară atunci când iarba este încărcată cu brumă groasă sau cu zăpadă și să le urmăriți, evident, cum se comportă atunci când mănâncă, să nu mănânce hămnisâte, cum se zice la noi, pentru că atunci, dacă ele mănâncă hămnisâte, iarba aia semi-înghețată sau cu brumă pe ele, și asta ridică riscul de avort spontan la capre. Și o altă recomandare a mea ar fi să nu exagerați cu cerealele în gestație la capre. Dați-le cereale, dar cu moderație. Dacă le umpli și le îndopi cu cereale și cu mâncare bună, sigur că tu vrei să faci capra aia mare și frumoasă și să fie grasă când fată și așa mai departe, să nu slăbească de-a lungul gestației, însă există riscul ca iedul ăla să se dezvolte foarte, foarte mult și să ai greutăți la fătare dacă îndopi capra aia cu cereale prea multe. Astea mi-s caprele, dragilor. Țăpicul ăsta nu se simte prea bine, îl văd că i-a bătut, dar i-am făcut și lui deparazitarea cu Evomec, acum în decembrie, așa că nu-l pot sacrifica. Caprele sunt Silvi, Mili, Țapu Fripturel, Gina, Cucu, Neagra, Fifi și asta care se ascunde după mie e Dora. Atâtea capre mai am. Toate sunt crescute de mine, din ieduțe, știu din ce mame sunt. 5 dintre ele sunt capre care acum vor făta prima dată. Dintre care Dana, Gina, Mili, Neagra și Cucu.
De fapt, aia e cucu. Și asta e neagra. Cele două capre, Silvi și Fifi, au mai fătat odată și au fost bune de lapte. Acum vor făta a doua oară. Ia de acolo! Și din anul ăsta, cum vă ziceam, avem țăpucu, fripturel, o ieduță negruță și două acolo, frumoase, montate cu țap anglo-nubian, cu Bruno, țapul nostru. Deci cățelușa noastră de poasă, care latră când trec veverițele prin copaci și când trec păsările pe lângă tine. Așa-i?